Un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice a acroșat un biciclist care se deplasa pe Bulevardul Republicii din municipiul Călăraș. În urma accidentului, produs duminică în jurul orei 19:30, biciclistul a murit, iar șoferul a fugit de la locul faptei. În scurt timp, polițiștii călărășeni au reușit să-l prindă în zona centrală a municipiului. Bianca Ghiveci, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, ne dă mai multe informații. La data de 12 iulie, în jurul orei 19:40, un bărbat în vârstă de 30 de ani din comuna Vâlcelele a condus autoutilitara marca Volkswagen pe Bulevardul Republicii, municipiul Călăraș, unde a surprins și accidentat mortal un bărbat în vârstă de 58 de ani din comuna Cuzavodă, care circula cu bicicleta pe partea dreaptă a drumului în aceeași direcție de mers. Imediat după producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptului, dar a fost identificat rapid de polițiștii din cadrul biroului rutier Călăraș. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o concentrație alcoolică de 0,86 mg per litru alcool în aerul expirat, fiind condus la spital, unde au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din stâlpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Ulterior, cel în cauză a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind depus în centru de reținere și arestare preventivă Călăraș.